Echipa de handbal CSE Constelația a înregistrat două victorii și o înfrângere la ultimul turneu de sală, contând pentru seria D a campionatului național rezervat juniorilor 2. Giurgiuvenii au învins Steaua București și Petrolul Moreni, cedând în fața echipei Colegiului Tehnic Media București. Meciul a fost doar pentru menținerea în formă. CSE Constelația obținând calificarea încă de acum două săptămâni. După acest turneu așteptăm cu nerăbdare să vedem ce tragere la sorți va fi, în ce grupă vom fi repartizați. Și acolo vom vedea ce vom face în continuare. CSE Constelația este calificată la turneul semifinal 1. Antrenorul Virgil Georgescu oferind detalii despre acesta. Primul turneu semifinal se va juca 6-8 mai. Pe teren neutru sau dacă cineva dintre, una dintre cele patru echipe vor lua turneul acasă. Fiecare grupă a turneului semifinal este formată dintr-o echipă din locul care a terminat pe 1, o echipă pe locul 2, o echipă care a terminat pe 3 și o echipă care a terminat pe 4. Se joacă fiecare cu fiecare, iar la finalul turneului semifinal, primele două merg mai departe la cel al doilea turneu semifinal. Virgil Georgescu are încredere în elevii săi, susținând că aceștia mai pot crește în valoare, fiind capabili să depășească și această fază a competiției.